La nivel rezidențial, cea mai mare problemă este cea de botneți și de troieni, în principiu distribuiți prin e-mail, prin Facebook. Există în România o problemă majoră, fiind în 2014 fiind detectate 2,4 milioane de IP-uri implicate în incidente. Asta înseamnă IP-uri care ori sunt vulnerabile, găzduiesc un server vulnerabil sau ceva de genul ăsta, de asta nu sunt multe, sunt câteva mii, hai poate până la 100 de linii, dar majoritatea din ele, deci peste 2 milioane de IP-uri, majoritatea sunt rezidențiale și majoritatea au instalat pe ele o variantă de, sau dacă nu mai multe, de malware. Virus, troieni, tot felul de worm, astea sunt folosite ulterior, v-am spus, în alte atacuri și sunt un commodity, sunt niște asset-uri pe care hackerii care au compromis acele sisteme le vând online. De exemplu, dacă dumneavoastră vreți să atacați, facem o glumă, vreți să atacați o publicație concurentă, da? Nu știu, știri.ro, zic și eu. Mergeți în online, căutați câteva ore, aflați că există un forum, pe forumul respectiv se vând sau se închiriază botnet de genul ăsta și închiriați două zile un botnet cu, nu știu, 500 de dolari și două zile loviți în site-ul concurent și nu se mai poate conecta nimeni la el să citească știrile. Așa funcționează. Deci sunt vândute exact ca un bun. Calculatoarele oamenilor din România și de peste tot din lume. De exemplu, primim foarte multe alerte referitoare la rutere ale home userilor. Bănuiesc că și tu ai acasă un router wireless care probabil n-a intrat pe el decât în momentul în care l-ai cumpărat, i-ai setat userul și parola și asta a fost tot. Noi, de exemplu, primim foarte multe alerte referitoare la astfel de user, de wireless-uri din zona rezidențială, care sunt ori cu parole default, ori cu vulnerabilități nepeciuite de vreo 3, 4, 5 ani, care sunt destul de simplu de exploatat și după ce le exploatezi, poți să ai mai multe modalități de monetizare. Una din modalități este schimbarea serverului de DNS, care după aia îți permite ție atacatorului să redirectezi cererea utilizatorului către banca lui, de exemplu, către un site al tău personal și în momentul ăla poți să interceptezi userul, parola și ai acces la contul bancar. Poți să inițiezi atacuri folosind IP-ul și calculatorul acelui user rezidențial care face atribuirea unui atac pornit așa mult mai grea. Gândește-te că tu, cel atacat final, vei vedea IP-ul userului rezidențial. Deci, practic, eu îl folosesc pe acel om, acel client rezidențial, îl folosesc ca țapi spășitor. Înțelegi? Cam... Poate folosi calculatorul lui ca platformă de lansa alte atacuri. Și în momentul în care, să zicem că vreau să atac o firmă, o corporație din România, folosesc astfel de clienți rezidențiali pentru a-i ataca, ei când se uită în logurile de acces și vor să identifice cine le-a furat datele, vor găsi acei utilizatori rezidențiali care ei săraci n-au nici cea mai vagă idee ce s-a întâmplat. Reactiv, certul într-adevăr, contactează ISP-ul, îi dă o listă cu aceste probleme și după aia este la latitudinea providerului ce cale de acțiune urmează.